Cu actualizări și în orele următoare, mergem mai departe pentru că Nicolae Bădălău face dezvăluiri bombă. El vorbește despre modul în care a fost filat și interceptat chiar și atunci când era la pescuit. Politicianul se află sub control judiciar și s-a prezentat în această dimineață la secția de poliție din Bolintin Vale. Eu am spus că am încredere în judecători, nu în justiție. Ăsta e un aspect. Nu știu cum e dosarul, eu mă consider nevinovat, știu că probabil și regret anumite vorbe în anumit moment, dar rețineți contextul. Eram pe o baltă la pește, era weekend și câteodată la pește și în weekend poți să vorbești și anumite lucruri fără să ai un control strict. Am văzut că foarte multă lume, foarte mulți oameni au fost supărați de context sau de modalitatea mea de a spune lucrurile. Din păcate mai și greșim atunci când suntem extrem de relaxați și probabil în weekend și într-o stare, într-o altfel de stare. Nu știu să vă spun, dar eu cred că cei care vor decide vor fi judecători.